Până în anul 2030, autoritățile de la Chișinău și București vor să construiască mai multe poduri peste râul Prut, iar pe cele existente să le modernizeze. De aproape jumătate de secol, întreținerea și reparația legăturilor rutiere și feroviare folosite acum e responsabilitatea comună a celor două state românești. Cu 2 ani în urmă, autoritățile de la București au reabilitat podul Giurgiulești-Galați, iar în această toamnă, drumarii din Republica Moldova au finalizat reparația capitală a viaductului de la Leușeni-Albița. În reportajul ce urmează, jurnalistul TVR Moldova Nicolae Boico ne spune care e starea podurilor de peste Prut, câte necesită reparații urgente și ce soluții au autoritățile. Unul dintre cel mai cunoscute pod feroviare care leagă cele două maluri ale Prutului se află la Ungheni. A fost construit în anul 1877, dar în 1946 autoritățile basarabene l-au refăcut, după ce a fost distrus în timpul celui de-al doilea război mondial. Materialul este oțel, bă, cât ne spune sursele, lungimea are 155 de metri, lățimea 5 metri și înălțimea 10 metri, parametrii și cartamentul larg. Se spune că podul de la Ungheni ar fi fost construit după proiectul renumitului arhitect francez Gustave Eiffel, creatorul turnului Eiffel din Paris, Franța. Până astăzi însă, istoricii nu au găsit documente care să dovedească așa ceva. Cu toate acestea, în 2010, autoritățile locale din Ungheni au decis să-l denumească oficial podul Eiffel, iar acum este una dintre cărțile de vizită ale orașului. Ungheni e una dintre cele mai importante treceri feroviare peste râul Prut, care face legătura între cele două maluri. Pe aici trec trenurile marfare, dar și de pasageri care se îndreaptă spre Uniunea Europeană. Dar dincolo de importanța strategică, podul Eiffel, așa cum mai este numit, are o valoare istorică deosebită pentru tot neamul românesc. Mai recent, această construcție a intrat în istorie și sub numele de Podul de Flori. Pe 6 mai 1990, 10.000 de români de pe cele două maluri ale Prutului l-au trecut, s-au reîntâlnit și s-au îmbrățișat după circa jumătate de secol de înstrăinare. Podul ne leagă de, și, ne leagă de țară, ne leagă de neam, ne leagă de limbă, ne leagă de tradiții. A noi podul de la 90 încoace, deci este un simbol al unirii celor două maluri. Istoricii spun că acum aproape un secol, pe râul care desparte astăzi două state, dar un singur popor, au fost 27 de poduri. Acum au rămas doar 9, 6 rutiere și 3 feroviare. Ultimul pod peste Prut a fost deschis circulației acum jumătate de an, la Leova Bumbăta. Este provizoriu din pontoane și a costat peste 260 de milioane de lei, dar autoritățile promit că în locul lui va fi o construcție modernă. Leova Bumbăta este un pod de pontoane care asigură traversarea mașinilor mici, dar încă nu este un pod din piatră cu care să asigure inclusiv traversarea mașinilor grele. În 2022, guvernul României a reabilitat un alt pod important ce leagă cele două maluri ale Prutului, cel de la Giurgiulești. Investiția s-a ridicat la aproximativ 8 milioane de lei românești, echivalentul la 32 de milioane de lei moldovenești. Iar în luna septembrie, autoritățile de la Chișinău au anunțat și finalizarea lucrărilor de reabilitare a celui mai tranzitat pod peste Prut, cel din punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița. Lucrările au fost executate în cadrul unui acord interstatal semnat în acest an, care mai prevede reconstruirea și modernizarea a încă două poduri, Cahuluancea și Sculeni. Podul de la Sculeni, cu o lungime de 115 metri, a fost construit în anul 1961. În prezent, e unul dintre cele mai tranzitate de pe segmentul de frontieră moldo-română. Podul este într-o stare bună, dar se vede cu ochiul liber că are nevoie de reparație pe anumite segmente. Reabilitarea acestui pod ar putea demara după finalizarea reconstrucției punctului de trecere a frontierei Sculeni. Lucrările sunt pe ultima sută de metri, iar autoritățile dau asigurări că până la sfârșitul acestui an ar trebui să se încheie. Un alt proiect ambițios care ar putea demara la finele anului 2024 se referă la construcția unui pod ce va lega localitățile Ungheni din Republica Moldova și Ungheni din România. Lucrările vor fi finanțate parțial de Uniunea Europeană, inclusiv de autoritățile de la București, dar va contribui financiar și guvernul
Guvernul Republicii Moldova, care a accesat un credit de la Banca Mondială. Termenul de implementare a proiectului este de 2 ani și jumătate. Podul de la Ungheni, pe care am semnat toate acordurile și urmează să înceapă construcția, va costa peste 35 de milioane de euro. Podul Ungheni-Ungheni va fi parte a autostrăzii Unirii, Târgu Mureș, Iași-Ungheni și reprezintă conexiunea rețelei de drumuri din Republica Moldova la rețeaua de autostrăzi a Uniunii Europene. Alte două viaducte peste râul Prut ar urma să fie construite până în 2030, în raionul Nisporeni, la Bărboieni-Răducani și în raionul Cantemir, între localitățile Leca din Republica Moldova și Fălciu din România. Până în 2030 trebuie să finisăm reabilitarea tuturor podurilor care le avem, dar și să construim poduri noi. Noi vom insista ca în perioada următoare, deci în următorii 5-7 ani, să avem cel puțin 10 poduri funcționale, extinse și reabilitate, care se lege Republica Moldova-Cromia.